soluție la profesor. Era o mare satisfacție și pentru ei și pentru mine o ușurință extraordinară. Zău, zi, ești într-o lată. Foarte bine, te rog cu camin. Bravo! Mai bine, dar nu cu ei. Dar așa, era o relație de egalitate. Super! Deci, așa să faci matematica. Deci nu era profesorul, nu era profesorul. Exact. Eu eram colegi cu ei acolo, ne băteam la problemă. Exact, așa, așa mi-a place și mie să întâmplă în ziua de astăzi. Adică să poți, domne, să spui cu drag, să nu se implică să spui, dacă spun o prostie, din clasa de mine, dacă nu? Nu, dar acolo se ajunge. Bine, eu nu zic la o mediată. Foarte multă muncă. La nivelul clasic. Dar și la nivelul clasic, trebuie să vă spun, toate oribile așa erau. Super. Și toate oribile nu erau de varianta acela. Stresul, că vine profesorul și nu știu, no. Formula de rost. De-aia dădeam lucrare și când ne dăm lucrare, eu spuneam tot a doi, v-am spus că eu făceam auto-apreciere. Da. De care și nota? Auto-notare, să nota sigur. Automatarea, auto-evaluare. Da. Deci spunea și lumea, dar de ce? Că l-a ascultat domnul profesor. Deci, să nu crezi că puteau să păcălească. Asta vreau să vă spun. Când aceasta era atmosfera, toți eram prieteni. Normal. Nu era niciun supărat. Păi vedeți, de-aia ți-a putut atâția... Dacă citiți un mesaj a uneia de la proful, cred că nu greșesc, de la persoana non grata, sunt vreo 59-60 de comentarii. Printre comentarii se află și unia care mi-a fost eroare la PTTR. Și spunea, profesor, nu am fost, nu știu dacă vă amintiți de mine, dar nu am fost un elev. Dar mă descurcam de 5 acolo, știți cum? De la 4 la 5 eu făceam efortul, când puteam și mă zic. Vă spun, dacă aș mai fi o dată elev, cu mult drag aș învăța. Și altfel aș privi lucruri. Nici atunci, nu, de dumneavoastră nimeni nu putea să fie supărat. Erați corect, că făceați totul transparent, la vedere. Corect. Nu putea. Deci cei care nu făceau față, recunoșteau, domne, suntem rămași în urmă. Dar și pe cei îi ajutați. Că de-aia făceam la Sfântul Ion, dar ce făceam? Facem un pic de sinteză la acei. Hai să facem acum, da. Teorema împărțirii cu rest. Acum terminăm, imediat. Ia, Hai mă, mâine, că dăm la școală, nu? Sau la chef, ai un chef, ai un chef, ai de la... Nu, n-am nici un chef. Mă te duci. N-ai un chef, un chef?